Dragii mei, bun găsit la o nouă rețetă! V-am adus astăzi o mâncare tare simplă și tare bună. Facem piept de pui cu ciuperci și smântână și nu murdărim decât o tigaie. Haideți să vedem ingredientele. Pentru cam 2-3 porții avem nevoie de 300 de grame de piept de pui, fie că e piept de pui din acela mare sau mușchiuleții aceștia mici, 2 linguri de ulei, 300 de grame de ciuperci, de preferat ciuperci proaspete pentru că au o aromă mai intensă, 200 de mililitri de smântână pentru gătit, 50 de mililitri de vin alb, chiar dacă aveți copii, nu vă faceți griji, nu rămâne alcoolul în mâncare, o ceapă potrivită, usturoi 2-3 căței, sare și piper după gust. La final merge de minune presărată puțină boia iute, foarte puțină, și ceva pătrunjel pentru servit. E foarte gustoasă rețeta aceasta, abia aștept să vă arăt și cât de ușor se face. Și dacă vă place ideea mea, abonați-vă la canal și activați clopoțelul pentru notificări ca să fiți anunțați de câte ori am ceva nou pentru voi. Am folosit ciuperci champignon proaspete și le-am tăiat cam așa de mari. Depinde de mărimea ciupercilor și puteți să le tăiați oricum. Pieptul de pui poate fi și mare, eu îl tai cubulețe ca să fie ușor de luat în furculiță. Dacă folosiți mușchiuleți la fel ca mine, îi puteți lăsa și întregi. Am pus uleiul în tigaia încălzită și punem aici pieptul de pui și l-am lăsat să se prăjească puțin până când și-a schimbat culoarea pe toate părțile. Bineînțeles, amestecăm și întoarcem cuburile de carne pe toate părțile ca să se gătească uniform. Abia acum pun sare și piper. Pieptul de pui trebuie gătit, nu va avea timp mai târziu să se gătească, așa că îl lăsăm în tigaie până când se rumenește frumos, apoi îl scoatem pe o farfurie și îl păstrăm puțin deoparte. În grăsimea rămasă în tigaie, am călit puțin ceapa, doar cât să se înmoaie puțin și să-și dezvolte aroma specifică. Amestecați continuu ca să nu se ardă. Nu trebuie în niciun caz să ajungă să se ardă. Peste ceapă punem ciupercile tăiate. Imediat ce se încălzesc, ciupercile vor începe să lase apă și le lăsăm pe foc, amestecând din când în când, până când se evaporă apa pe care au lăsat-o și ele se rumenesc frumos și capătă o culoare frumoasă. Am pus vinul alb, alcoolul se evaporă imediat, deja s-a evaporat, dar în tigaie rămâne aroma inconfundabilă și atât de plăcută. Întoarcem și pieptul de pui în tigaie și punem acum smântâna pentru gătit. Amestecăm ca să îmbrăcăm în sos de smântână atât ciupercile cât și bucățile de piept de pui. Gustați acum și vedeți dacă mai trebuie sare sau piper și adăugați ce lipsește. Eu am mai pus puțin piper măcinat proaspăt și lăsați tigaia pe foc încă un minut. Și gata, mâncarea noastră e gata de servit, mai are nevoie doar de puțin usturoi tocat mărunt sau trecut prin presă care să o aromatizeze. Mâncarea e delicioasă, o puteți servi ca atare sau merge de minune și lângă o mămăliguță. Dacă vă place ideea cu boiaua iute presărată la final, eu zic că e exact ce-i trebuie și puțin pătrunjel pe aici, pe acolo, fie că îl tocați mărunt sau puneți doar frunzulițe, cum doriți voi. Dragii mei, sper mult să o încercați și să reveniți cu un comentariu să-mi spuneți cum a ieșit și cum v-a plăcut. Până la rețeta viitoare, la revedere și numai bine!